Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou gameplay. Astăzi vom juca Shark Siege Survival, un joc lansat pe data de 1 august 2024 de către cei de la G-Con, iar editor sunt cei de la Midnight Games. Un joc care se spune că ar fi un survival pe mare, un joc care putem juca împreună cu prietenii. Despre acest joc developerii ne spun următoarele: scufundați-vă într-o aventură palpitantă de supraviețuire în oceanul vast și imprevizibil, în Shark Siege Together Survival. Indiferent dacă joci singur sau cu prietenii, va trebui să-ți folosești inteligența, munca în echipă, ingeniozitatea pentru a rezista atacurilor necruțătoare ale unui rechin uriaș și amenințător hotărât să te devoreze. Măi! Ia să vedem noi acest rechin, ce poate să ne facă nouă și care-i combinația cu rechinul ăsta. Așadar, dragi prieteni, interfața arată cam așa. Joculețul, vă spun de la început, seamănă foarte mult cu Raft. Dacă ați jucat și Raft, e cam aceeași treabă, cam aceeași mâncare de pește. O interfață minimalistă. Ia să intrăm un pic aici la setări, să vedem aici despre ce e vorba. Avem doar rezoluție, volum, music și așa mai departe. Deci nu cred că avem așa multe chestii în joculeț. E un joc basic, să zic. Dar hai să facem și necunoștință cu drechinul gigant. Aici aveți posibilitatea să creați un room prin care, dacă bifezi acest căsuță, va fi o cameră privată, nu te deranjează nimeni, poți să joci solo sau dacă vrei să joci cu prieteni, atunci o faci publică și inviți prietenii tăi acolo. Și iau-te-ne în joc, deja ne-a dat direct în apă. Aici o să încerc să... Opa, am găsit ceva. A, deci de pe tasta E colectezi cam tot ce găsești aici pe mare. Stai să intru întâi sus să vedem ce găsim pe aici, pe barcă. Leo, deci nava noastră cred că... ia să ne uităm un pic pe apă aici. Pare în regulă nava, n-are nimic... what the hell, man? Wow, deci putem să folosim harponul ăsta, asta e interesant. Harponul să poate să ne ajute când... Am crezut că e rechinul aici. Am impresia că barca s-a lăsat într-o parte. Ok, avem un ciocan aici. Wow! Am înțeles. Și aici avem posibilitatea de a crafta câteva chestii. Cred că ne interesează pe noi, în primul rând, să craftăm... Aici, la masa asta, pe navă, deci vom putea să facem un craft. Dar avem nevoie de... Avem nevoie de acele... What the hell? Băi! Jesus Christ, cu ciocanul în el! Bă, băiatule! What the hell, man? Am speriat să mă cac pe mine, bă! De unde a apărut ăsta? Eu nu am cules nimic ca să pot să fac și eu acolo pe barcă un upgrade. Am nevoie de cât mai multe chestii din astea de adunat de pe apă. Bă! What the hell, man? Jesus Christ, n-am crezut că e atât de fioros, bă. Am fugit apoi la barcă, mamă cât e de mare, bă, mâncați-a sufletul. Am crezut că e mai mic un pic, nu chiar atât de fioros. Jesus Christ! Băi, cum facem barca? Wood. Și aici, practic, ne trebuie să ne reparăm aceste găuri care ne le face rechinul. A, nu mai am... chestii care ne trebuie de aici. Ne trebuie tablă și lemn, din câte am văzut. Ca să facem upgrade. Atât, s-a mai pus și ploaia, pe lângă faptul că ne atacă rechinul și pe lângă faptul că e noapte, mai avem și ploaie pe capul nostru, deci ca să fie tot alaiu. Băi, nici nu mai știu unde să mă duc să iau cutii din astea. Nu înțeleg cutiile, de ce nu le pot lua oare? Să folosesc harponul oare? What the hell, m-am mâncat de data asta! Jesus Christ, man!
Așadar, după ce te-a mâncat odată rechinul, ai pierdut tot. Te duci din nou și faci alt rum. Toată combinația cred că se repetă de la capăt. Așadar, suntem din nou în apă și din nou încercăm să adunăm cât mai multe chestii ca să putem face și noi upgrade-ul la navă. Cel puțin să nu ne-o scufunde. Și de data asta vreau să opt o altă strategie în care să stau mai mult pe barcă după ce o să o repar. Dar pentru asta am nevoie... Uite, am luat o sticlă aici. Cine se gândea că o să găsesc ketchup într-o cutie pe mare? Am luat și o sfoară bună și asta ne trebuie cu siguranță acolo. Am înțeles cutiile astea, de ce nu le pot eu lua? Ce se întâmplă cu ele? Asta cred că trebuie să folosesc harponul ca să le trag direct în navă. Am să încerc combinația asta. Să vede rechinul. Jesus Christ, sper să nu ne atace. Am zis că o să stau mai mult pe navă. Normal aici ne dă, uite, avem ciocanul ăsta care repară. Și cu ciocanul ăsta am putea noi să ne reparăm primele combinații. Doar că nu știu domnul Shark pe unde e. Hei, lasă barca! Nemernicule! Păi am găsit aici, nu știu ce asta. Cred că o conservă ceva. Și am observat că aceste cutii se pot sparge cu ciocanul. Dar uitați cât de greu poți să spargi o cutie de genul ăsta cu ciocanul. Își dau de jumătate de secol în ea și încă n-am spart-o. 2000 years later. Și cum spărgeam eu așa frumos la cutie de zori, al nostru shark a venit din spate și au, a păpat cagula. Așa că din nou l-a cules de lemne, l-a cules de table și etc. etc. Cred că joculețul ăsta e destul de greu singur și cred că e mai ok cu echipă, pentru că atunci ai putea unul să aduni resurse pentru barcă, iar celălalt să vânezi shark-ul. Singur pare a fi aproape imposibil de jucat. Cel puțin până acum am fost mâncat de două ori. O să mai încerc aici să mai iau cât de mult. Uite, mi-a dat un pistol de vopsit. Wow! O să ne vopsim barca? Eu de-abia încerc să o petecesc, să-i pun niște petece. Am o chestie aici. Nu știu ce, o suliță sau... Aha, am o suliță. Sper să mă ajute asta în caz de... What the hell, man? Și după ce am murit de 10 de ori, m-am întors din nou de la capăt și de la capăt și de la capăt și am observat o chestie. Barca noastră nu tot timpul e găurită. Are anumite perioade când este lovită de shark. E posibil ca uneori să nu ai treabă cu barca. Practic, acum a venit, ne-a atacat și în felul ăsta va trebui să o reparăm. Dar uite că am reușit să-i punem un petec. Toată combinația cred că aici se va dezvolta pe ideea de a aduna cât mai multe resurse și să petecești nava în continuu, pentru că vine shark-ul și o mănâncă. Dacă nu sparge nava, cu siguranță te sparge pe tine. Jesus Christ, l-am prins furtună pe mare. Era să mă trăznească aici în apă. Dar eu încă mai avem lumini la bord. Încă mai avem lumini. Înseamnă că barca noastră încă nu-i tocmai distrusă. Jesus Christ, nu-i distrusă, dar e întoarsă iarăși. Shark-ul a făcut din nou gaură în ea și din nou reparăm gaura după shark. Te-ar fi oare... Îl putem noi vâna? Nu mai avem lemn să ne reparăm barca.
Ne va trebui lemn. Iar și încerc să sparg o cutie și sper că de data asta să pot să o iau. Jesus Christ, l-am intrat prin barcă, bă, și m-am mușcat. Prin barcă m-a luat. Mamă, ce mare dolofanul. Jesus. Tocmai ne-a spart barca. Pentru nu știu câta oară. Am impresia că acest joc se joacă doar în felul ăsta. Atât durează jocul. Și uite că în felul ăsta am ales să și funcționeze un pic cu barca. Să o iau să plec de aici. Dar, curios, Shark-ul ne atacă din nou. Deci nu ne lasă să plecăm de aici. Așa că am decis să abandonez. Mi-a lovit barca și a fugit. Am prins și noapte aici iarăși. Din nou noapte, din nou petece. Bătaie, pur și simplu călărit rechinul, l-am călărit. Oh my man. I-am dat câteva ciocane în spate. Recunosc că s-a făcut părul pe mine ciuce. S-a ridicat părul în cap. Promit să mă mai bat cu rechinul, dar promit să trec un pic mai departe de aici, că n-am ce să vă arăt de joc. Practic, pur și simplu, mă chinui de o oră să fac barca să rămână la sistemul de plutire. Și mă chinui de oră să scap de rechin. Și bătai din nou cu rechinul. I-am umblat un pic la dinți. Bă, aparent ciocanul are toată combinația aici. Nu cam place la rechin ciocanul. I-am dat câteva la măsea și a fugit de aici. Foarte multă adrenalină în momentul când te bați cu el. Vine acest rechin nenorocit să ne mănânce din nou. Oh, și m-a mâncat din nou! Bob, man! Jesus Christ! Așadar, dragi prieteni, acesta a fost joculețul. Se numește Shark's Edge Survival Together. Este un joc destul de greu, eu n-am putut să-l joc singur, n-am putut să trec, să fac mai departe anumite chestii, dar rămâne să văd și combinația cu cineva, să-l jucăm în multiplayer și acolo cu siguranță lucrurile vor sta altfel. Apropo de joc, dacă nu știți de unde să-l achiziționați, pe Steam joculețul găsiți și costă vreo 4 euro. Dacă mă întrebați pe mine, părerea despre acest joc este com si com sa. Eu am fost Cristi Cagula, de aici de pe mare din gura rechinului, eu vă salut, pa, pa!